Sunt Andrei Radu, de 16 ani aproape mă ocup de evenimentul GPEC, care este considerat ca fiind cel mai important eveniment de e-commerce și digital marketing din România. Și iată, de curând sunt gazda emisiunii E-Plan by știrile ProTV.ro. Sunt două tipuri de conținut pe care le vom vedea în cadrul emisiunii. Vom vedea informații despre piață, trenduri, chestiuni, să zicem, generaliste, dar care ne dau cumva un ton al pieței. Trebuie să știm cumva, dacă eu aș fi astăzi un antreprenor la început de drum, aș vrea să știu în ce ocean mă învârt, da? Adică să știu exact ce se întâmplă în jurul meu. Iar pe de altă parte vor exista tipuri de conținut mult mai hands-on, mult mai practice, despre cum poți să-ți faci o campanie în Google Ads, cum poți să-ți faci o campanie în Facebook, Instagram, cum să performeze campaniile tale de marketing, cum să-ți faci o strategie de business, inclusiv cum să-ți gândești business-ul pentru un exit sau pentru a primi investiție în el și a crește mai departe. Și îți dau un singur exemplu, să gândim global, adică eu ca magazin online pot să vând și cross-border, nu neapărat în granițele țării, pot să vând și în țările vecine. Toate astfel de informații vor face parte din structura emisiunii E-Plan by știrile ProTV.ro. Se va desfășura o dată la 2 săptămâni, ca și periodicitate. La fiecare ediție vom avea 1 sau poate chiar 2-3 invitați speciali, pentru că există și formatul acesta de tip debate, de tip masă rotundă, și în care vom aborda un anumit topic în sine. În general, invitații sunt specialiști pe diverse domenii, pe diverse domenii în care ei au expertiza necesară. Ca și profil sunt top management, da? Și sunt oameni care lucrează în domeniu de foarte mult timp. Drept urmare, sfaturile pe care ei le vor acorda sunt sfaturi, să zicem, probate, sunt sfaturi verificate. Emisiunea va putea fi urmărită pe știrileprotv.ro. Primele ediții cred că vor fi disponibile inclusiv pe site-ul nostru, pe gpec.ro. Linkurile vor fi distribuite în social media, atât pe Facebook GPEC, cât și pe Facebook știrileprotv.ro. Dacă te interesează e-commerce, dacă te interesează zona de digital marketing, fie că ești acum, poate ai acum un plan, la modul un e-plan, da? La modul vreau să îmi dezvolt un business online, vreau să fac un magazin online și poate nu știu încă cu ce se mănâncă domeniul ăsta sau nu știu cât e de mare piața sau care sunt, să zicem, segmentele permisive, verticalele permisive în momentul de față și care sunt cele mai aglomerate. Dacă vrei cumva să iei, să zicem, basics-ul despre ce înseamnă e-commerce, despre cum pot crește, despre cum îmi pot dezvolta magazinul online, eu zic că ar trebui să te uiți la emisiune.